Pe final am poezia cu care m-am trezit în această dimineață, scrisă de Flic, se numește Scrisoare către Moș Crăciun. Mi-e dor de tine, Moș Crăciun, și fără să mai stau pe gânduri, ți-am scris și eu, ca și alți copii, din inimă câteva rânduri. Nu vreau să-ți cer o jucărie, nu-mi vreau eroul favorit, sunt alte lucruri, Moș Crăciun, care m-ar face fericit. Eu ți-am mai scris și altă dată, dar ești bătrân, poate ai uitat. Îi vreau pe toți ai mei acasă, zâmbind în jurul unui brad. Copii mai mari mă mint în față că nu există Moș Crăciun și că părinții aduc cadouri sub brad în noaptea de ajun. De-ar fi părinții Moș Crăciun, atunci cei fără de părinți n-ar mai primi nimic, săracii, și-ar crede că n-au fost cuminți. Ce vină are un copil atunci când mama nu mai este să-l ia în brațe de Crăciun și să-i citească o poveste? Orice ar spune alții, eu nu o să mă îndoiesc de tine. Aștept cu minte să citești aceste rânduri de la mine, fiindcă am încredere că tu ești un bătrân cinstit, umil. Dacă nu în tine, atunci în cine poate să mai creadă un copil? Dacă Crăciunul e momentul pentru a fi mai cald, mai bun, te rog, fii bun, moșule dragă, și adun părinții de Crăciunul.